Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Și tot poporul să zică amin. Amin. Lăudați pe Domnul. Și apoi, în Psalmul 107, Psalmistul spune: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui, mărit să fie Domnul. Ceea ce vom face noi, în seara aceasta, vom împlini acest cuvânt. Vom lăuda pe Domnul, căci este bun. Și îndurările Lui țin în viac, mărit să fie Domnul. Sunt mulți ani de când în biserica aceasta Domnul este lăudat prin cântare, prin închinare, prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi sărbătorim 13 ani de când corul bisericii noastre cântă. Și mă bucur de lucrul acesta. Mă bucur că și ei au avut continuitate. Mă bucur că au rămas fideli laudelor lui Dumnezeu. Și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze dirijorii. Nu-i ușor. Au trecut ani. Au trecut diferite împrejurări. Și au rămas fideli acestei lucrări. Avem aici, în corul bisericii, frați, surori, care și-au dedicat viața lor, timpul lor, tot ceea ce Domnul le-a dat pentru a lăuda pe Domnul. M-am uitat adeseori, surori cu copii în brațe, cu copii mici, ele au crescut în biserica noastră aici. Unele s-au botezat aici. Dar copiii nu le-au împiedicat de surori, de frați, să vină și să continue această lucrare. Își iau copiii în brațe adeseori și cu ei în brață cântă la cor și cântă la laudele Domnului. Domnul să le binecuvinteze. Am uitat, corul bisericii noastre este mereu nou, se noiește. Apar oameni noi, apar tineri care se dedică aceste lucrări și așa această lucrare continuă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate acestea. Și ne rugăm din data aceasta, așa, cu toată inima, cu toată deschiderea, ca Domnul să-i binecuvinteze pe mai departe. Domnul să întărească această lucrare. Și tot ce se face, să se facă mai spre slava și lauda lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom face o rugăciune.